Mulțumesc, domnule, dimineața aceasta că după aproximativ 9 ani am ajuns să fac vizita pe care o tot sper în fiecare an și sper să nu fie prima, că ultima, că prin harul Domnului predau franceză la o școală creștină de cam la oră de Ottawa și mulți dintre frați și surori nu ne-a prea încurajat la plecare și m-am gândit dimineața aceasta la experiența Domnului Iisus când pentru a zis să-L păzească Domnul să îi se întâmple să ajungă la cruce și de multe ori noi suntem în poziția lui Petru când Domnul își desfășoară planurile lui și într-adevăr că a fost greu pentru firea pământească multe lucruri și m-am uitat de multe ori poate în spate ca soția lui Lot, dar niciodată poate în 8 ani de cât am fost în biserica lui din Kitchener, Domnul nu mi-a îngăduit ca să îi simt apropierea în rugăciune, așa cum am simțit într-un an de când am plecat. Și de multe ori spunem cuvinte mari că Doamne, Tu ești totul pentru mine și Domnul îngăduie ca să realizăm că sunt multe lucruri care s-au lipit de noi și nici nu suntem conștienți măcar cât de mare importanță au în viața noastră. Și mă gândeam acum la faptul că suntem la Ottawa și nu-i câmpul mare, dar încă nu sunt spice și m-am gândit că de multe ori noi spunem că Domnul Iisus ar fi venit pe pământ pentru un singur suflet, dar dacă noi trei familii ne-am mutat și știu că nu-i, că Domnul are pregătit lucrări mari, dar dacă după 20 de ani am avea numai un singur suflet, am fi gata să spunem că a fost planul Domnului ca toți trei să ne mutăm. Oricum, îi mulțumesc Domnului pentru fratele și pentru sora Bala, că sunt o mare încurajare și a fost o mare încurajare și în mutarea noastră, că Domnul îngădui să fim hrăniți, că noi suntem destul de tineri în experiența cu El, că ne-am sprijinit pe biserică și altfel când îi trebuie să ieși în față. Și numai ca să vă întăriți că Domnul are planul și puteți să fiți prezenți acolo prin rugăciune, vreau să mărturisesc numai modul minunat în care Domnul a lucrat pentru locul ăsta de muncă. Ei nu au plănuit ca să mă cheme la interviu, pentru că eram așa de departe și au avut destul de mulți pe care i-au intervievat, dar fiind școală creștină trebuiau să aibă legământ cu Domnul și cine avea legământ cu Domnul nu știa franceză prea bine, cine știa franceză nu avea legământ cu Domnul și cine știa și franceză și avea legământ nu le-a convenit lor ce s-a oferit. Și până la urmă au ajuns la o singură persoană care o mai aveau. Și atunci noi, așa a îngăduit Domnul, de multe ori, noi zicem că luăm hotărâri personale, dar de fapt este controlul Domnului, pentru că noi am fost nemulțumiți de Bel și soțul meu a schimbat numărul, a oprit contractul și eu m-am supărat, am zis că acum când aplic la job-ul și tu schimbi și ăștia nu o să mă poată suna și eu am trimis la școală înapoi rezumeu că mi-am schimbat numărul, că am văzut că nu-l da postul. Și când au văzut că încă sunt interesată, m-au chemat la interviu. Și persoana care mai avea tot așa n-a corespuns și n-au avut ce face, deși școala începuse, m-au chemat la interviu. Și a trebuit să împachetez totul într-o săptămână. Și noi aveam gânduri de Vancouver, deja eram împachetați de jumătate. Deci așa am găduit Domnul ca să lucreze și gândurile noastre și întâmplările și mă certam așa într-un fel cu Domnul, că de ce nu am, mi-o dat mai mult timp, am fost
o vară întreagă acasă, că avusesem un alt contract de un an la o școală. Și așa am simțit, poate că de multe ori m-am întrebat, cum spun mulți că Domnul le-a spus? Dar am simțit în clipa aia clar că Domnul spune că dacă îți dădeam timp de gândire, nu plecai. Că sunt multe lucruri care, cu care ne-am confruntat, diferite de confortul din Kitchener și tot. Și m-am gândit așa că nimic din jurul nostru nu poate să influențeze planul Domnului pentru noi, decât noi înșine. Școala nu putu să facă nimic. Dacă Domnul vrea ca să îngăduie ca să eu să, mie să-mi dea locul ăsta de muncă, așa au făcut că tot restul a căzut. Dar dacă eu aș fi spus, Doamne, nu mă duc, Domnul ar fi acceptat. Ne dă libertate. Dar slavă Domnului că a lucrat așa ca să n-am prea mult timp de gândire. Și știu că cu adevărat e planul lui, deși lucrurile par mici la început. Și în dimineața aceasta am pregătit o poezie pentru cina și am uitat cartea în mașină și am avut o altă carte și am zis, acum să văd o poezie pe care am mai spus-o și când am deschis este o poezie despre jertfa Domnului. Și am învățat până acum că de multe ori când greșim, Domnul are mâna acolo. Și greșeala de multe ori. Deci mă gândesc, mă rog Domnului să mă ajute să o spun, dar cred că asta El a schimbat, a avut ceva diferit să ne spună dimineața asta printr-o poezie. Sta ziua să se lasă spre sfinții și se lăsa pe toate un blând repaus, doi călători, cu pasul liniștit, se îndreptau agale spre Emaus. Erau doi ucenici de lui Iisus, mâhnița marg în ceasul de răscruce, învățătorul lor fusese dus ca vinovat și țintuit pe cruce. Dar cum? Nu s-a împlinit cuvântul spus? N-a fost vărsat un sânge fără vină? Când gloata îl ceruse pe Iisus să-l răstirnească de turbare plină? N-a curs acolo sângele din el când l-au străpus și când l-au pus pe cruce? Și cum să dea acolo? Ca un miel ce fără geamă sub cuțit se duce, cerând iertare pentru toți cei răi, cu ochii împlurând tăcut azare. El se stinge în chinuri pentru ei săi, plângând pentru împietrirea lor cea mare. Așa vorbeau cei doi mergând pe drum, împovărați de griji și supărare, când, fără veste, un străin acum mergea cu ei alături pe cărare. Ce spuneți voi? Vorbiți de vreun profet? Cei doi îl țintuiră cu mirare. N-ai auzit de cel din Nazaret și de puterea lui cea uimitoare? Nu știi că preoți însemnați l-au dus la marginea cetății să-l omoare? Trei zile sunt de când a fost răpus. Tu ești străin de n-ai aflat. Cum oare? Noi am crezut că El este acel făgăduit de scrierile sfinte, ce îl va izbăvi pe Israel și îl va face ea ca mai înainte. Dar El e mort. Deși e adevărat, niște femei ne-au spus cu tulburare, mormântul-i gol, Iisus s-a înviat și îngerii veghează la intrare. Și-am fost și noi. Era precum ne-au spus, mormântul gol, dar îngeri, nicăierea. Dacă a înviat, pe unde s-o fi dus? Și cum putem să-i credem învierea? O, oameni clătinați în sus și în jos, când trebuie să credeți cele scrise, nu trebuia să sufere Hristos? Precum înainte se vestise, străinul le vorbea despre Hristos, Scriptura târguind-o cu migală. Și totul era simplu, luminos și se topise orice îndoială. Dar ochii lor aveau un văl acum, al multei frământări ce i-apăsase. Și
și în străinul acela de pe drum. Ei n-au văzut că Domnul se arătase. Doar când la masă, seara, el a frânt ca altă dată pâine. Dintr-o dată i-a învăluit fiorul acela sfânt. Prezența lui, cea binecuvântată. Tu ești Iisus. Ești Domnul, au gemut, plecându-se în umilă adorare. Dar el plecase, nu a apărut, lăsându-i remușcărilor amare. Să mergi cu el alături pe drum. Scriptura să o știi pe din afară. Pe alții la credință să-i îndrumi, să înduri prigoană, luptă și ocară. Dar să nu-l știi pe cel în care crezi. Să nu-i fi cunoscut apropierea fiorii ca un susur de limbezi când vine el să-ți mângâie durerea. O, dă-ți de frama de pe ochi acum. E Dumnezeu alături. Ia aminte. De ani călătorești cu el pe drum. Cunoaște-l de acum înainte. Ca și el, când vei sta în fața sa înfiorat de strălucirea toată, să te prezinte Tatălui așa. Eu îl cunosc. Te rog, primește-l, Tatăl.